Salut! În acest clip o să discutăm despre analizele mele hormonale și nu doar, absolut toate generale. Eu încă nu le-am dat, dar clipul îl încep acum pentru că n-am să pot să arăt și să explic la început cum parcurge tot. Aici când te duci la medic și să-i spui că eu vreau să le dau, nu merge așa simplu. Aici doar la privat poți să faci chestia, că dacă îți trăsnești ței prin cap, pur și simplu vrei să faci control în special așa de mare și complet ca care l-am făcut eu. Care am să-l fac. Care idee? Tu intri, sunt mai multe site-uri, eu ne-am ales nimeni de mult, unul m-am interesat, apoi m-am uitat. Acolo intri, e laborator, tu te uiți din toate analizele existente, sunt pachete, care clar că ție să mai ieftin dacă le dai toate. Dar diferite acolo de sănătate, pentru femei, pentru bărbați, analize hormonale, apoi deja specifici, hormoni separați sau toți la un loc și tot așa mai departe. Și tu cumperi, comanzi, plătești, dacă trebuie doar din deget de luat să-l iei singur acasă, dacă trebuie din vână, poți să plătești 25 de lire și te duci la policlinică să ți-l iei, da, la spital, sau 40 de lire și îți vine direct de acasă, pe loc și ți-o luat persoana, da? Așa parcurge, așa sunt nuanțele. Deja fiecare în analiză prețuri separate sunt diferite. Eu am observat că eu exact așa care le-am dat în toamnă, m-a costat cam plus minus tot atâta, da? Eu acolo am vrut să dau și la hormoni, și la organe, și la tot de sânge, pentru că să văd cum lucrează organismul, special încă și înainte de experiment, pentru că am să fac și după și la general între experimente, după experimente am să dau nu așa de mari ca acesta, acolo deja specifici care să trebuiască, dar este ca punct de referință, chiar ca acestea sunt, și deja mai departe, în dependență de ce am să fac, ca să dau analize mai simple, care nu sunt așa de scumpe, pur și simplu odată pe an trebuie de făcut check-in-ul complet dintr-un capăt în altul. Eu l-am făcut în septembrie și nici până mâine nu am luat rezultate, nu am idee ce e acolo, dar garantat trebuie să fie tot în regulă. Dar și vreau adică să-mi controlez celulele roșii, albi din sânge, absolut tot complet, apoi cum lucrează insulina, ficatul și rinichi, dar ficatul în special pentru că la dieta ketogenic ficatul trebuie să fie ideal pentru că el nu mi răspunde de prelucrarea grăsimilor și convertarea lor în corp chitonici, da, de ce? Ficatul trebuie să fie ideal și vreau să-l controlez, să văd că totul e ok la general, în special după definire, a să fie la potrivit. Plus trebuie să aștept ceva timp, eu acum săptămâna asta nici la sală nu mă duc, dar deja hormonii se nivelează, plus mănânc un pic mai mult, într-un fel să ies din deficit, deci se regulează tot în interior, nu consum cafeină și plus minus trebuie să fiu la un nivel optim, da, să dau nume aceste analize. Clar că n-am să mănânc de cu seară mai mult de 10 ore, acolo scris între 8-10 ore, eu n-am să mănânc peste 10 ore, între 8 și 10 dimineața, eu cam pe la 9 am să le dau, da? Deja mi-am printat pentru spital că să dau analizele și am să văd când am să mă duc. Mă gândesc vineri că să le dau. A să am 5 zile ies de neantrenament. A să fac tot normal dimineața să le dau, să nu mănânc de sară cu multe ore înainte, că să fie tot maximal de ideal. Da? Și a să fac check-in-ul, dar deja după, mai încolo, a să fac independență la sfârșitul experimentelor, doar ceea ce a să vreau să arăt. Da? Plus totodată încă pe viitor, dacă când asta am experimente de masă musculară și dacă nu cumva o crește prea repede în mușchi, absolut nu fie vorbe de genul că sunt steroiz, am fost, n-am fost și tot ce mai departe, eu o să am punct de referință asta, eu așa m-am gândit ca un plus, pentru că ele o să fie acestea, da, postate și acelea, și ele plus și online sunt, au să fie, și eu o să le-am ca referință și adică ele toate o să fie egale cam tot acolo și adică eu o să pot demonstra că e tot normal, de exemplu, plus cu sănătatea, la fel, că mulți poate să spună că la dieta ketogenică acolo mănânci multe grăsimi și colesterol și nu știu și multe alte prostii, despre asta noi încă să discutăm, abia că eu cu asta am să demonstrez, da? Și e că mie mi-a venit pachetul acasă, îi vine așa un pachet, că e descris ce trebuie să faci, vine așa, are că să iei treaba asta de vată, oricum se spune, că să ștergi, deja acesta de unde sângele se ia, acestea sunt trei în care o să le umplu cu sânge, da, ele se bagă aici și ele se umplu, am acestea trei. Aici deja este instrucțiunea
care să o faci. Aceasta trebuie să o întorc înapoi. Este pelicula în care am să pun sângele cu cartiela mea, da, în pelicula aceasta și strimit înapoi. Și aici deja este acul care se bagă în vână, de șters, de lipit după, dacă nu curgă sânge. Și asta e, da. Adică tot complectul îți vine acasă. Dacă era din dege de luat, dacă nu aveam așa mult și erau mai puțini, da? Dacă erau un pic mai puțini, era să fie din deget. Și eu, pur și simplu, le luam singur și le luam, mă duceam și o trimiteam și gata, da? Așa cum e din vână și trebuie 3 ampule de cele, eu cam singur n-am să mă descurc. Eu aș putea una ceva acolo în alta, dar acolo pui și nu se miște, e mai scurt complicat, tare nu vreau să mă complic. De ce am să pentru 25 lire? Cât costă pachetul ăsta? La mine e pachetul complet, da? El e 200 de lire, el. Dar pe viitor am să dau mai ieftine, care de 90, de 70, dar pur și simplu acolo, pe lângă celulele albe, roșii, colesterol, el l-am luat cel mai scump pentru că anume acolo se include tot ce am eu nevoie acum, anume să văd care e situația. Dar colesterol pure este renichificat complet acolo, tot studiază, noi asta să le discutăm când deja o să-mi vină. Apoi insulina, cortizolul, hormonul stresului foarte mult îmi trebuie și el era chiar doar în acesta. Eu putem separat să-l cumpăr, dar separat este mai scump când îl cumpăr. Da, și apoi deja hormoni acolo, hormonii tiroiz, da, T4, hormonul stimulant, apoi eu în român nu îmi minte corect cum se spune, care foliculă stimulant, leitinizant, mi se pare ceva genul acesta în română s-ar spune, care anume dă semnal de producere la hormon, da, din creier, testosteronul se prelucrează. Și acolo toate acestea vreau să le studiez. Tot testosteronul la fel, liber și tot așa mai departe. Adică tot complet. Este, se numie sport advanced plus ultra vit, mai în scurt. Că acolo este sport, este sport plus, sport ultra sau performance, ceva de genul ăsta. Dar a mea ăsta care l-am luat, apoi era ultimul, că el vine acolo după preț. Apoi ăsta era ultra vit, sport, hormone, ce, mai în scurt toate. Și vreau să le dau, da, am să le postez, am să spun, ele când tu le trimiți, ele, știu, zi, două, apar online, eu mi-am făcut profil, mai am îndeplinit absolut tot, că ce e simplu, că eu întotdeauna o să le am acolo. Eu toate absolut care am să le dau, ele o să salveze online și o să pot unul după altul să le văd. Ei și acasă o să-mi trimit foaie și eu pot să o downloadez și să o printez. Dar ideea că anume eu le am online toate. De exemplu, data viitoare când ați dau analiza, am trimis-o, eu a apărut online și eu am ce compara direct pe loc. Asta e foarte bine. Ai profil și online vizualizez personal tot ce vreau. Dar și deja când ele, eu să le dau și o să-mi vină, am să continui în următoarea secțiune a clipului, da? Să vedem care sunt rezultatele și o să discut în separat despre cele mai importante. Despre toate am să le arăt și am să vă le pun aici undeva să fie văzute, pe Instagram, pe undeva să le mai postez. Da, dar vreau să văd anume cum sunt hormonii, da, în special cel mai interesant. Eu de toate sunt crezut plus minus trebuie să fie bun, dar cel mai interesant e cortizolul. Cortizolul, testosteronul și hormonul tiroid. Nu ești interesant, care răspund anume de creșterea masei musculare, de slăbit, de stres, da, de slăbit, de metabolism, anume asta mă interesează. Restul, da, totodată Dumnezeu cu dânsul le lasă să fie, dar eu sunt crezut că totul e bine. Dar deja să fie interesant când ați le dau după experimentul keto bulk, da, cineva, de exemplu, crede că poate grăsimile sunt dăunătoare, că eu am să dau cel mai ieftin numai colesterolul, pentru că restul, nu cine știe, poate dacă am să găsesc acolo testosteron cu colesterol, ceva de genul acesta, cu toate că testosteronul mare, tare, mare schimbări trebuie să fie, pentru că eu deja sunt în stare ketogenic, nu de o zi, da? Dar în special ea că colesterolul eu am să-l dau la sfârșit. Și după asta să-l comparăm cu ăsta. El o să fie garantat tot așa sau mai bun încă. Adică să demonstrez că nu dăunează cu nimic. Dar de vorbit tot poți vorbească. Eu așa, eu am făcut, eu n-am făcut. Sau eu ce cred, dar chiar și cu slăbirea și la fel. Eu am arătat câți kilograme, câți centimetri. Așa și aici cu analiza. Pac, ia că aici e scris așa și așa. Nu pe cuvinte, da? Pentru că
oamenii multe minciuni poate să spună. Eu concret să arăt datele. Și deja împotriva la date nu pot să argumentez absolut nimic. Ok, am să dau vineri analizele, da? După 5 zile fără cafeină, fără antrenament, sex nu trebuie să ai, la fel, tot normal. Adică să fie tot profilul stabil, să arăte realitatea cum este, da? Din deficit am ieșit și deja o să vedem ce o să arăte. Asta o să fie rezultatele cel mai adevărate, pentru că eu nu îmi stresez corpul cu nimic absolut la moment. Cei ce ține de analiză, eu le-am dat vineri, totuși, da, mă gândeam joi sau vineri, le-am dat vineri. Asta era a cincea zi, da, de când am consumat cafeină și nu m-am antrenat, pentru că eu duminică ultimul antrenament l-am avut. Pentru cine vrea să dea analizele, vreau să spun că aveți în vedere că minim două zile, da, 48 de ore înainte de analiză, nu aveți voie să aveți sex, da, nu aveți voie să vă antrenați, nu aveți voie să vă stresați tare, adică trebuie să fiți calm, adică trebuie să duceți la un nivel optim, să arăți corect, pentru că după antrenament se schimbă profilul hormonilor, testosteronul, ea se eliberează acolo, adică hormonul luteinizan, de exemplu, acolo, sau folicul stimulant, el arată diferit acolo, pur și simplu, se schimbă hormonii. De aceea trebuie două zile să nu faci nimic. Și eu personal, încă ce am făcut și tot recomand, înainte de analiză, să beți doar apă plată, dar beți ceva apă, pentru că sângele să fie lichid și să fie mai ușor să iasă. Dacă nu bei apă, el e gros. Apă se poate și se recomandă și trebuie de băut. Întotdeauna de dat analiză de la aceeași oră, eu undeva la fără 10-9 le-am dat și întotdeauna așa am să mă duc la oara 9 să le dau, dar pe viitor așa am să fac cu două zile, așa am liber de sală, de tot și dinții nu mi-am spălat. I-am spălat când am venit acasă și am mâncat. De ce să nu spăl dinții? Pentru că în pasta de dinți este un îndulcitor la care insulina foarte puternic reacționează, da? Și să nu schimbăm la fel datele, nu spălăm dinții. Eu așa am făcut. Dar pe viitor, tot așa, la ora 9 am să dau, două zile n-am să mă duc la sală, dar spunească să am o zi liberă, a doua zi liberă și între trei zile când am să am antrenamentul, deja dimineața am să dau analiză, antrenamentul e seara. Dar întotdeauna două zile trebuie să fie curate înainte de analiză. Și ce m-am bucurat, că mie îmi transmite în sfârșit rezultatele care le-am dat în octombrie, da, la Moldova, și eu mai am încă și de anul trecut, de prin ianuarie sau tot de prin toamnă, nu știu când, tot analizele acestea date și taman bine am să aștept și acestea de aici să-mi vină rezultatele și cele de la Moldova și am să eu și am să compar din octombrie. Eu în octombrie când le-am dat eram la dieta ketogenică din luna martie, da? Martie sau aprilie? Ceva martie sau aprilie, adică eu prin octombrie deja avem vreo jumătate de an dieta ketogenică. Și eu în octombrie le-am dat, eu atunci eram la dieta ketogenică, la fel ca și acum când le-am dat. Dar doar că atunci avem o perioadă mai lungă de dietă cu niște pauze. Și am să văd și am să compar că nu eram la dieta ketogenică de anul mai trecut, da? Din 16, din 17 la dieta ketogenică, cum eram și deja acum în 2018 tot la dieta ketogenică și a să avem ca referință ce compara, da? Cel puțin două analize, sper că și pe a treia să o găsesc și o să fie destul de interesant, aștept să le iau și să le comparăm pe absolut toate trei, cu părere de rău o să fie poate pentru unii, pentru cine o să aibă interes, o să fie cam lung acest clip. Dar o să arăte destul de multe lucruri. Abia aștept să-mi vină rezultatele și să le compar. Și încă ceva, somnul trebuie să fie ca lumea tot în aceste zile libere. Adică tu nu trebuie să dormi 5 ore pe noapte. Trebuie să ai 8 ore de somn ca lumea pe noapte. Pentru că dacă tu înainte de analiză ai dormit 5 ore și erai stresat în ziua precedentă și dacă ai mai avut și un antrenament, e catastrofă. Ai cheltui banii degeaba pentru că analizele cele nu o să aibă valoare. Da, și eu la Moldova când le-am dat, la fel, eu nu eram după antrenament, pentru că eu m-am antrenat înainte să mă duc de aici, sâmbătă, m-am dus. Și eu analizele le-am dat undeva pe miercuri, adică, sau
sau nu, dar de fapt eu și la Moldova mă antrenam sau nu mă antrenam. Mă antrenam, da, eu o săptămână am fost, da, mă antrenam, dar oricum eu o zi înainte de asta mi se pare că nu m-am antrenat. Oricum am zis și la Slivodiu, nu pot să-mi aduc aminte precis, m-am antrenat sau nu, dar eu știam de asta, adică o zi garantat, nu sunt crezut că două zile n-am avut curate, dar una precis că trebuia să fie curată, dar deja după analiză acolo se vadă, pentru că după dânsele, când te uiți, se vede dacă tu te-ai antrenat sau nu înainte de asta, pentru că acolo unele analize o să fie ieșite din normă, adică o să vadă că ceva acolo nu-i la locul lui.